Crucea Roșie, filiala Călăraș, și-a reluat activitatea în anul 2020. În momentul de față, instituția derulează mai multe cursuri de calificare și continuă acțiunile umanitare. Mai multe amănunte despre activitatea filialei ne dă Aura Giurcă, director Crucea Roșie Călăraș. După o perioadă foarte aglomerată, la sfârșitul anului, ați avut foarte multe ajutoare de dus, ați reluat activitatea în acest an. Cu ce planuri, cu ce obiective? Ați înțeles că ați început și cursuri? Despre ce este vorba? Da, într-adevăr am reluat activitatea săptămâna aceasta după o pauză bine meritată de 2 săptămâni. Am început în forță, ca de obicei. Avem cursurile pe care noi le desfășurăm oricum ar fi la foc continuu. Avem infirmierele, cursuri de calificare pentru infirmiere, brancardieri și îngrijitor bătrân la domiciliu, deocamdată. Urmează să mai deschidem încă un curs de pentru brancardier și asistent personal al persoanei cu handicap grav. Dar în afară de aceste cursuri, puteți să organizați și alte cursuri. Despre ce este vorba? Despre ce cursuri? Da, noi suntem autorizați pentru cursuri de calificare în meseriile de babysitter, îngrijitor bătrân la domiciliu, brancardier, asistent personal al persoanei cu handicap grav, infirmieră și noțiuni fundamentale de igienă. În afară de astea, noi facem și cursurile de bază ale Crucii Roșii, cursurile de prim ajutor. Persoanele interesate să participe la aceste cursuri vin la sediul dumneavoastră sau le trimiteți dumneavoastră informări către primării? Care este exact procedura? Cei care doresc să se înscrie și văd reclamele noastre și publicitatea pe care o facem în mass media și pe rețelele de socializare, vin la sediu, sună, se interesează, dar oricum noi facem informări și trimitem tot felul de pliante și la primările din județ, pentru că sunt anumite meserii care sunt remunerate din bugetul primăriei. De exemplu, asistentul personal pentru persoane cu handicap grav este remunerat din bugetul primăriei și au tot interesul primarii să aibă oameni calificați în această meserie. Deocamdată, nu știu dacă sunt 5% din asistenții personali din județul nostru calificați în această meserie. Până în momentul de față, ați primit solicitări din partea primăriilor? Da, deja avem și primării care au organizat aceste cursuri. Am făcut la Jegălia, la Ștefan cel Mare și la Independența. Și acum urmează și alte primării, la Țepeș. Știu că puteți organiza și cursuri de prim ajutor. La cursurile de prim ajutor există o vârstă minimă a participantului sau spuneți-mi un pic câteva cuvinte despre condiții? Cursurile de prim ajutor noi le-am adaptat pentru că avem în principal voluntari. Când pleci într-o acțiune cu voluntari care sunt minori, 99% din voluntarii noștri sunt minori, este ideal să îi ai cursați cu prim ajutor. N-ai de unde să știi, îți leșină cineva în public și trebuie să știi să acorzi prim ajutor. În afară de asta, noi avem punctele de prim ajutor la tot felul de manifestări artistice sportive și acolo clar trebuie să ai voluntari cursați. Dar mai sunt și cursurile de prim ajutor pe care le organizăm pentru instituții. Legea spune foarte clar că fiecare instituție publică sau privată trebuie să aibă oameni cursați cu curs de prim ajutor de bază. Și noi suntem cei care dăm certificatul și legitimație recunoscută în țară, dar și în străinătate, și recunoscută de ITM. De societățile trebuie să fie direct interesate pentru... Bineînțeles. În momentul în care ar avea un control de la ITM, pot să primească o amendă destul de usturătoare, pentru că sunt unități mari care au sute de angajați și, Doamne ferește, un accident de muncă. Trebuie să știi ce să faci. Adică decât să stai să te uiți, Doamne ferește, poate să fie fratele, colegul tău, prietenul tău cel mai bun și nu poți doar să stai așa cu mâinile în sân și să aștepți până îți vine ambulanța. Ori veni repede. Dar depinde și de tine. Că... Contează foarte mult să știi să intervii în primele secunde. Bineînțeles. Deci sunt anumite cazuri în care secunda contează. Dacă am vorbit de cursuri și de activitate reluată, vreau să vă întreb, anul trecut ați reușit să ajungeți cu ajutoare în toate localitățile sau continuați această activitate și în ianuarie, februarie? În momentul de față avem parteneriat încheiat cu 31, ultimul este intrat Budeștiu. 31 de primării. În fiecare din aceste primării, din aceste localități, noi am distribuit ajutoare. Pentru că ce înseamnă parteneriatul? Noi stabilim o relație.
cu asistența socială din respectiva localitate. Îi întrebăm, ei ne solicită, ne spun, avem diverse cazuri, familii cu mulți copii sau bătrâni singuri și noi știm exact unde mergem și ce trebuie să ducem. Că nu te duci cu doar cu alimente la o... nu te duci cu îmbrăcăminte la o familie de bătrâni, că avem îmbrăcăminte sortată de la copii până la adulți. Și trebuie să știi ce duci și cum duci. Și în momentul în care noi avem această relație și de prietenie, nu numai de parteneriat, suntem informați imediat. O casă a ars, un bătrân a căzut, au nevoie de bani, de medicamente, de transport către diverse spitale. Și noi încercăm să-i ajutăm pe cât putem. Deci acțiunile vor continua? Nu s-au... Nu se opresc niciodată. Asta. Pentru că lumea mănâncă tot timpul anului, nu numai de Crăciun. Este chestia aia cu de Crăciun fii mai bun, poate rămâi blocat așa. Uh-huh. Păi omul mănâncă. Nu e normal, bătrânii au nevoie de medicamente. Copiii trebuie să-i îmbraci tot timpul, că un copil de-ai dus o pereche de ietuțe nu-l poartă 5 ani. Clar, trebuie să te mai duci. Multă lume ne ceartă pe anumite rețele de socializare pentru că dacă nu muncesc, de-aia nu au. Dom'le, nu e chiar așa. Deci dacă ar merge cu noi, prin comune, prin satele astea ultra super izolate și sărace, unde să muncească? Unde nu au posibilitate. Exact. Totul pornește de la educație. Dacă omul ăla a făcut 6 copii, femeia unde să muncească? Adică muncește tatăl, dar copiii ce le faci? Le dai drumul pe stradă? Și copiii n-au nicio vină, bineînțeles. Mâncare, îmbrăcăminte, rechizite și tot ce am dus, totul este primit de la oamenii care au donat către Crucea Roșie, iar alimentele sunt cumpărate din banii pe care i-au primit de la donatori. Anul trecut știu că ați derulat mai multe proiecte cu diferite societăți. Voiam să vă întreb dacă le aveți ca obiectiv sau dacă le veți derula și în cursul acestui an. Păi, proiectul cu pasta de dinți continuă și anul acesta. Proiectul cu boilerele s-a încheiat. Urmează acum verificarea unităților școlare care au primit boilere de la Crucea Roșie. Și e posibil să nu mai desfășurăm noi câte un proiect. De la Crucea Roșie Română, oricum, cam la 2-3 luni mai vine câte un proiect și n-am cum să nu mă implic. Înseamnă. Pentru că ai ce face. Deci nu există să nu ai ce face într-un județ. Nu te plictisești. Nu că te plictisești, nu există. Nu există. Au fost și zile în care ne gândeam că era bine să fie 48 de ore ziua. Așa.